Ministrul Educației vrea să înceapă anul acesta testarea antidrog în școli. Ligia Deca a confirmat în exclusivitate pentru Observator, susține ideea, dar numai cu acordul părinților. Urmează să se aprobe și să se aplice tot din acest an. Da. Deci, tocmai aceasta a fost ideea, ca săptămâna viitoare să avem deja forma actualizată a planului și el să fie deja lansat și comunicat pentru a pregăti începerea anului școlar. Este clar că testarea trebuie făcută cu acordul părinților și de către profesioniști. Mădălina Iacob a aflat în exclusivitate pentru Observator ce planuri are ministrul educației, dar și care sunt pașii următori pentru testarea antidrog în școli. Mădălina, bine te-am găsit, te ascultăm! Bună seara, Olivia! Până astăzi, toate ministerele implicate, de la Educație, Sănătate, Familie, Muncă și MEAI, au venit cu propuneri pentru această procedură. Testarea antidrog în școli este dorită, cel puțin de autorități, dar nu știm unde se va face această testare și cu ce bani. Vor fi elevii testați în școală sau vor fi trimise probele mai departe la laborator, ori vor fi trimiși elevii în afara unității școlare pentru această testare. Cel mai important aspect acum pentru autorități este cum vor reuși să anonimizeze tot acest proces, pentru ca elevul depistat pozitiv, de exemplu, să nu fie victima bullying-ului printre colegii lui ulterior. Rămâne de văzut ce decizie vor lua autoritățile în acest sens. Marți, 5 septembrie, este ziua în care vom vedea și forma finală a planului pentru combaterea și prevenirea consumului de droguri la noi în țară. Olivia. Mădălina, îți mulțumesc pentru aceste informații.